Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Alături de noi astăzi este doamna Liliana Popescu, profesor universitar doctor la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, iar ca recomandare de carte venim înaintea dumneavoastră cu un titlu foarte interesant: Pentru binele tău, rădăcinile violenței în educația copilului, de Alice Miller, o carte publicată în colecția Parentaj. Așa cum vă spuneam, face parte din campania Redefinirea masculinității, deci o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Începem discuția noastră despre masculinitate în continuarea unei alte campanii despre feminist și despre feminitate, ce este femeia. Iată, de data aceasta vorbim despre ceea ce înseamnă bărbatul. Ce este un bărbat adevărat în societatea contemporană, în societatea actuală, în condițiile în care asistăm la un soi de polarizare, aș putea să o numesc, a rolurilor femeie-bărbat? Există foarte multe mituri pe care noi, bineînțeles, că nu le propunem în timpul scurt pe care îl avem să le demontăm, dar există mitul femeii puternice, femeii independente, care a trecut din zona de supraviețuire cumva dependentă de resursele bărbatului, într-o zonă în care își procură singură propriile resurse, și ne gândim și la raportul care există între bărbat și femeie, bineînțeles și în relația de cuplu. Este asociată masculinitatea cu agresivitatea? Există un alt concept, masculinitate toxică. Care sunt diferențele între bărbații din ziua de astăzi și cei din generațiile anterioare? Iată o sumedenie de întrebări la care încercăm pe scurt să găsim răspuns alături de doamna profesor Liliana Popescu. Da, ați pus foarte multe întrebări, înțeleg că mă lăsați pe mine să aleg. Ce este diferit la bărbații de astăzi față de bărbații, să spunem, de acum 50 de ani, 100 de ani? Cred că sunt confruntați, mai ales în societățile dezvoltate, cu mai multe provocări. În primul rând, cu provocarea aceasta a unei noi situări, poziționări a femeilor mai independente, și cred că probabil mulți bărbați în situația asta se întreabă oare care este rolul meu. Exact. Și nu este deloc ușor, și îmi dau seama că principala chestiune care se pune astăzi este a unui bărbat sau unor bărbați care să fie mai adaptabili decât în trecut. Deci cred că aș pune accentul pe nevoia de adaptabilitate, cu atât mai mult cu cât femeile sunt de o diversitate foarte mare. Poate că, asta e o ipoteză, poate că femeile sunt de o diversitate mai mare între ele în comparație cu diversitatea bărbaților. Și atunci e cu atât mai dificil pentru bărbat să înțeleagă cum să se poziționeze în această ecuație, să spun. Pe de altă parte, cred că femeile, chiar dacă sunt independente, au nevoie de companioni, dar au nevoie și de o relaționare mai pe un picior de egalitate, să-i spunem. Adică de un echilibru, pentru că știți cum e, egalitatea în zilele noastre, mai ales în România, este devalorizată, din păcate, dar egalitatea este o valoare deosebit de importantă în orice societate, cu atât mai mult într-o societate democratică. Și atunci, asta cred că sunt elementele, deci adaptabilitatea și faptul că bărbații e nevoie ca ei să înțeleagă că sunt confruntați cu provocări mai mari decât strămoșilor de acum 100 de ani. Când societatea era mai așezată pe un piedestal patriarhal, solid și mai puțin, adică nevulnerabil, invulnerabil, știți? Deci acum cred că există zone în care femeile au câștigat teren în poziționarea socială, poziționarea economică,
Și lucrul ăsta, plus mișcarea de femei și mai ales mișcarea feministă, care îi descumpănește pe mulți, unii pur și simplu dau cu tifla și spun este o prostie și așa, cred că sunt și mulți bărbați care înțeleg care este substratul feminismului și lucrul ăsta e de apreciat, că există bărbați care înțeleg acest lucru. Prefer să mă mai întrebați dumneavoastră. Cum pot bărbații să-și asume vulnerabilitatea într-un mod sănătos? Vulnerabilitatea este un concept și un termen folosit în psihologie și nu numai în psihologia modernă, relativ recent, în ultimii 20, 30, nu știu, 40 de ani. Bineînțeles că în urmă cu 50, 60 de ani nu se discuta despre ceea ce înseamnă un bărbat vulnerabil, nici nu exista un astfel de termen. De cele mai multe ori bărbatul era furnizorul de resurse, așa cum am spus mai devreme, și cumva persoana autoritară din casă, capul familiei. Iar copiii și soția, în speță, aveau o anumită poziționare față de părinte, față de tată, față de soț. Ori acum se aude din ce în ce mai des aspectul acesta de vulnerabilitate, atât în ceea ce privește femeia, cât și în ceea ce privește bărbatul. Doar că există niște reguli, norme, cutume sociale și cumva inoculate de societate, cum că un bărbat n-ar trebui să-și exprime emoțiile și poate că ar trebui să le reprime. Cu toții am auzit în copilărie celebra sintagmă sau, mă rog, afirmație, să-i spunem, tu nu ești fetiță, tu nu ai voie să plângi. Chiar dacă vorbim aici de niște băieți deveniți ulterior bărbați, de niște băieți foarte sensibili, foarte emotivi și care realmente nu au știut ce să facă în copilărie cu propriile lor emoții, n-au știut cum să și le exprime în așa fel încât să nu fie etichetați, să nu fie catalogați ca fiind slabi. Și societatea, iată, a inoculat exact acest lucru. Masculinitate egal agresivitate, vulnerabilitate egal slăbiciune. Da, foarte adevărat ce spuneți și cred că este o dramă a multor bărbați. Pentru că sensibilitatea este împărțită, cred eu, în mod egal sau oricum echilibrat. Adică cu toții suntem sensibili, cu toții avem zone de vulnerabilitate, de slăbiciune în anumite zone. Și atunci acest tip de educație face rău în egală măsură bărbaților și femeilor. Odată pentru că împing femeile în zona de slăbiciune, deși femeile multe își percep propria putere, dar cumva ele sunt împinse de societate în zona de slăbiciune și de vulnerabilitate și, pe de altă parte, există această gâtuire a sensibilității masculine care nu face bine. Deci, cred că e important să vedem diversitatea oamenilor independent de sexul lor. Că, până la urmă, principalul criteriu după care noi împărțim oamenii în femei și bărbați este pur și simplu aparatul reproductiv. Deci noi împărțim societatea în două categorii în funcție de rolul pe care îl joacă sau îl poate juca în reproducere. Dar diversitatea umană este foarte mare. Ideea aceasta de diversitate a bărbaților și a femeilor este destul de greu de înghițit de multă lume. Ca dovadă, această împotrivire față de noțiunea și conceptul de gen. Ori genul se referă exact la roluri pe care ni le asumăm și roluri pe care ni le atribuie societate, roluri sociale, roluri în, nu numai în reproducere, roluri în roluri economice, roluri familiale, roluri în ce privește îngrijirea. Eu, de exemplu, în familia mea, tata a avut un rol mai sensibil, l-am simțit că este mai aplecat spre zona de grijă decât pe mama. Și atunci lucrul ăsta
probabil că m-a marcat și pe mine și probabil că așa marchează rolurile pe care și le asumă părinții și pe care ei simt că le vine în mod natural, așa sunt și alți oameni, sunt marcați de felul în care au fost crescuți. Și cred că frustrările care derivă din faptul că ești obligat să intri în anumite roluri ca să fii acceptat social, creează foarte multe drame. În ambele, deci nu în ambele, în multe direcții. Deci eu cred că suntem prea atașați de această diviziune femeie-bărbat, care e o diviziune care ține de, cum ziceam, rolul în reproducere. Dar dincolo de acest lucru, noi avem o mare diversitate. Și cred că noi suntem așa de atașați de această diviziune, cred că în virtutea unei inerții istorice. Pentru că, până la urmă, vedeți cum societatea acceptă și adopții, acceptă și creșterea copiilor de către bunici, de către mame singure, de către tați singuri și așa mai departe. Dar avem, să spun așa, un mindset. Deci noi avem un mindset. Asta e categoria oamenilor cu penis și aceasta e categoria oamenilor fără penis. Și atunci, de aici rezultă odată că asociem o categorie cu un anumit rol în reproducere și altă categorie cu alt rol. Și de aici derivă foarte multe drame. Foarte multe drame. Există un război surd, l-aș numi eu, al sexelor. Și mă gândeam aici la două concepte, iarăși, folosite în ultimul timp și nu numai în ultimul timp, misoginism și misandrie. Și fac această legătură cu un, aș putea să-l numesc, un soi de fenomen social. Nu știu dacă este chiar de o asemenea amplitudine, de o asemenea amploare, dar putem să-l numim fenomen social. Un soi de epidemie de singurătate. Există, cel puțin eu îl percep așa, există un soi de război surd al sexelor. Apropo de faptul că bărbații nu înțeleg de fapt esența feminismului, cum de altfel probabil că și femeile nu înțeleg faptul că referitor la polarizarea rolurilor bărbat-femeie, lucrurile s-au schimbat în ultimii poate 20-30 de ani. Bărbații în ultimul timp au ajuns să facă, tocmai mă gândesc eu că din dorința de a fi acceptați de către femei, au ajuns să facă sau să îndeplinească niște sarcini, niște task-uri pe care în urmă cu, să zicem, 40-50 de ani, părinții noștri, bunicii noștri, tații noștri, poate că nu le făceau. Acum mă leg strict de ce ați spus acum în ultimele fraze. Înțeleg cumva că bărbații au ajuns să facă niște activități, cumva în subtextul a ceea ce spuneți, este nedemne de ei sau care nu le sunt lor atribuite. Sunt demne de ei, dar ei nu s-au obișnuit cu aceste task-uri, atribuții, să le spunem, tocmai pentru că noi vorbim aici de niște tipare relaționale. Cu siguranță că un băiat va deveni un bărbat asumat, responsabil, dezirabil pentru, nu chiar pentru orice femeie, dar va deveni dezirabil pentru majoritatea femeilor, potrivit, hai să-i spunem, în măsura în care a plecat din copilărie cu un tipar relațional sănătos. Ceea ce a văzut la părintele lui, la tatăl lui, și vorbesc aici despre ajutor, despre respect, despre afecțiune, despre dragoste, despre foarte multe lucruri care ar trebui să reprezinte un soi de premiză a unui climat, a unei atmosfere frumoase în familia respectivă. Ori în momentul în care acel copil nu a văzut ca model parental la tatăl lui, să presupunem, că își ajută soția, că se poartă frumos cu ea, că este tandru, că este romantic, este, deci multe valori, așa cum ar defini, să spunem, o femeie, ceea ce înseamnă în ziua de astăzi un bărbat adevărat, care acoperă un soi de plajă destul de largă.
Apropo de provocările despre care a spus foarte, foarte bine la începutul discuției noastre, sunt niște provocări. În sensul că bărbatul cumva ar trebui să, pe lângă partea de resurse financiare, ar trebui să vină cu alte lucruri. Și aici mă refer, nu știu, să fie un bărbat îngrijit, să fie un bărbat elegant, în egală măsură, să arate empatie față de nevoile partenerei, să o ajute și multe, multe alte lucruri. Da, eu cred că, să zic, secretul este o relație frumoasă între cei doi, în care cei doi să aibă afecțiune unul față de celălalt în calitate de ființe umane, în primul rând. Și abia în al doilea rând să vină partea de atracție, mă rog, sexuală și așa mai departe. Pentru că dacă există o asemenea relație frumoasă, eu cred că aceste tensiuni care derivă din cum au fost crescuți, din ce le prezice societate și așa mai departe, cred că ele se rezolvă. Inclusiv task-uri pe care le menționați, să zicem, de genul plimbării copilului în cărucior, îngrijirii acasă, supravegherii modului în care își fac temele. Deci aici este interesant pentru că pe măsură ce bărbații sunt confruntați cu nevoia de a face asemenea task-uri, își dau seama că ele nu sunt ușoare, că ele în trecut au fost realizate de către femei și mai mult decât atât că în trecut le asociau sau le valorizau mai puțin decât alte task-uri. Deci acum e vorba și despre o revalorizare a acestor lucruri pe care le facem. Cred că și femeile ajung cu siguranță să vadă cât este de dificil să câștige bani, să câștige un trai, un lucru care probabil înainte nu îl realizau, pentru că era făcut de către bărbați, exact, și venea așa la tavă, da, să spun. Da. Adică e vorba de o adaptare în ambele direcții. Și apropo de misoginismul pe care îl menționați la început și misandria, cred că ele derivă dintr-un atașament exclusiv la propriul sex, să zic așa. Dacă ești femeie, vezi numai ce vor femeile și ce abilități au ele și cât sunt ele de virtuoase și așa, și atunci poți să devii misandră, să spui cam tot ce fac bărbații, așa. Și există, să știți, destul de mult misandrism așa în anumite zone, ca să zic, nu vreau să le numesc, dar există și foarte mult misoginism, foarte mult misoginism, și care vine cumva dintr-un soi de superioritate asumată a bărbaților. Noi suntem superiori, noi suntem puternici, voi sunteți inferioare, vulnerabile, slabe, voi sunteți cele care trebuie să păstrați copilul în burtă atât și după aia să-l îngrijiți și așa mai departe. Și chestiunea asta, adică statutul ăsta inferior sau inferiorizarea asta, este foarte interesant. Se poate citi în Sfinte Scripturi din diferite religii. Nu vreau să le numesc care, dar eu de curând citind așa o scriere religioasă majoră și profundă într-una dintre religii, că n-are rost să zic așa, am rămas foarte uimită de felul în care este văzut. De ce? Pentru că cei care scriau aceste lucruri le scriau într-un mediu monahic, mă scuzați, deci de călugări, de așa, un mediu pur masculin. Și într-un fel e de înțeles, dacă trăiești într-un mediu pur masculin, e mai greu să înțelegi și să valorizezi celălalt sau persoanele care au alt sex și au alt gen, adică alte roluri, alte poziționare în societate, e de înțeles cumva. Am trecut destul de greu peste momentul acela, trebuie să vă spun, pentru că mi s-a părut că nu e așa. Eu nu văd lucrurile așa. Eu cred că este sunt convins de acest lucru, că este și un soi de cutumă transgenerațională. Pentru că trăind în casă ca băieți, care ulterior au devenit bărbați, trăind în casă cu niște bărbați care au avut probabil niște credințe limitative și niște idei preconcepute, preluate și de ei la rândul lor, de la bunici și de la străbunici și așa mai departe,
E greu acum să-ți schimbi punctul ăsta de vedere, dar nu este imposibil. Consider că un bărbat care are ca obiectiv, ca prioritate, propria dezvoltare personală și dorința majoră, esențială de a cunoaște universul feminin, cumva are această deschidere, zic eu, pentru a înțelege femeia din foarte multe perspective. Și istorică, și antropologică, și fizică, și sexuală, și din absolut. Și mi se pare un lucru extraordinar și fac o foarte scurtă referire la un articol pe care l-am citit în urmă cu câteva zile, scris de doamna Alina Isaac, Alac, despre poziționarea judecătorilor și a magistraților în societatea turcă, în Turcia, referitor la violența domestică, nu făcută cu rea intenție, ci pentru a disciplina. Și mie mi s-a făcut părul, da? L-am citit articolul. Exact. Adică când vorbim despre o societate islamică ultra-tradiționalistă, în care vorbim despre disciplinarea femeii, ca și cum ai vorbit despre un copil. Nici la un copil nu sunt de acord cu disciplinarea fizică, apropo de cartea Pentru binele tău a lui Alice Miller, Rădăcinile violenței în copilărie. Partea aceasta punitivă, coercitivă, violența, bătaia, abuzul emoțional, fizic și de orice altă natură, mi se cu atât mai mult pentru femeia cu care îți împarți viața de zi cu zi. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre masculinitate, bineînțeles cu foarte multe întrebări, atât cât ne-a permis timpul. Alături de noi a fost doamna profesor universitar dr. Liliana Popescu, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA. Recomandarea noastră de carte de astăzi este cartea lui Alice Miller, Pentru binele tău, Rădăcinile violenței în copilărie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Îi mulțumim și doamnei profesor Liliana Popescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!